un jucător de fotbal, la fel ca și la această conferință de presă, care au ales să fie independenți, dar care au ales să rămână jucători în politica botoșeneană și în politica națională. Puteau la fel de bine să aleagă să se ducă acasă, liniștiți, la profesiile lor și la familiile lor. N-au făcut asta pentru că n-ar fi dat dovadă decât de lașitate. E ușor să faci un pas înapoi și să-i lăși pe cine? Tot pe șmecherii din politica românească să tragă sfoghe. Nu cred că aceasta este soluția. Și pentru că vorbeam de șmecherii din politica românească, deși Robert Anastasie nu este un personaj, dar nu pot să nu fac o remarcă. Am văzut în multe talk show-uri de televiziune explicații din partea unor analiști politici și a unor oameni politici de ce PD-ul nu retrage sprijinul politic Robert Anastasie sau de ce Robert Anastasie nu demisionează. Cu privire la demisie, lucrurile sunt foarte... Trebuie să fie foarte clar. Dacă Robert Anastasie demisionează, PD-ul, conform regulamentului Camerei Deputaților, nu mai are garanția că această funcție va reveni tot PD-ul. Pentru că intră la jocul alegerilor în Camera Deputaților. Cea mai simplă soluție ar fi retragerea sprijinului politic. De ce nu se întâmplă lucrul ăsta? Dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că, evident, Robert Anastasie și Sever Voinescu au furat. Au furat. Că au furat votul pe care nu le-au dus acasă. Că prin acest furt au obținut un produs, o lege, care nu e o lege care nu e legală. Poate e un paradox. Modalitatea de apariție a acestei legi este frauduloasă. Dar Robert Anastasie a furat pentru PD. Ei, dacă PD-ul retrage sprijinul politic unui om care fură pentru partid, vă dați seama că nu va mai avea oameni dispuși să fure pentru ei. Oamenii care sunt puși să fure pentru partid trebuie protejați. Ca într-un sistem mafiot clasic. Dacă în mafie funcționează omerta și Câmpanul Liviu nu a respectat acest principiu, a vorbit, a ieșit și a spus de propunerile făcute de Boc, a ieșit și a spus de propunerile făcute de Ministrul Educației, Câmpanul Liviu este evident că nu face parte din mafie. Ei, lucrul ăsta pare din neconceput. Cum adică vorbește cineva, iese cineva din front, iese. Pentru că atâta timp cât nu faci parte din asemenea structuri, îți poți permite să faci lucrul ăsta. Asta spunem. Asta este motivul simplu și evident, pe care nimeni nu vrea să-l enunțe, pentru care Robert Anastasie nu beneficiază, în ghilimele spus, de retragerea sprijinului politic de partea PD-ului.